integrat de transport la București. Prin 2020 vedeam cum actualul primar, pe vremea aia candidat sau challengerul doamnei Firea în 2020, ne spunea cum aduce un specialist în trafic de pe la New York să ne facă acest sistem integrat de transport la București. Nu l-a adus, a uitat, n-a mai venit acel specialist. Dar eu nu cred că putem vorbi de un sistem integrat de transport la nivel de București fără metrou, că tot vorbim de acea poză. Am văzut de asemenea și alți candidați care spun că domne, a lua metrou, dar am spus tot timpul că e normal ca metrou să meargă la București, la primăria generală, de acord cu a merge cu tot cu subvențiile și cu toate liniile bugetare care în acest moment sunt la Ministerul Transportului. Nicușor Dan spune că n-are încredere că i-ați dat și bugetul și okay. Bugetul de investiții. Pe mine mă interesează pe dumneavoastră. Pe mine, fiindcă îmi petrec, chiar dacă sunt timișorean, lucrez în București în acest moment, mă interesează să existe un sistem integrat de transport în București. Și pe orice bucureștean îl interesează acest lucru. Nu poți să faci acest lucru fără metrou. Temerile domnului Nicușor, bine că se termină 9 iunie și în mod sigur va veni un alt primar care nu are aceste temeri. Eu am declarat de 2 ani de zile că vreau să dau acest metrou. Sunt primul ministru la transporturi care vine și face această ofertă către un primar general al Bucureștiului. Domnul Nicușor Dan este primul primar general al Bucureștiului care nu dorește să ia metrou. Am declarat de 2 ani de zile că facem acest lucru, stăm la masă cu tot cu liniile bugetare care în acest moment se află la Ministerul Transporturilor. Nu fără. Adică să nu existe acea temere pe care ați văzut că o tot reia. Nu, mai spun o dată. Fotografiile acestea ne-au pus și întrebarea dacă doctorul Cârstoiu și-a găsit cei mai buni colaboratori, dacă are un staff de campanie, dacă această colaborare, joint venture, PSD-PNL, în privința susținerii lui Cătălin Cârstoiu, funcționează sau încă mai căutați? Știți, cred că am explicat mai de, dincolo de această fotografie, care nu e cea mai fericită, e adevărat, mă interesează și o să avem chiar un eveniment public legat de transporturi în săptămânile viitoare și de ceea ce poate să ajute Ministerul Transporturilor pentru București. Mă interesează mai mult să vorbim de ceea ce înseamnă acest sistem integrat în București. Mă interesează pe mine ca ministru să pot să ajut pe ceea ce înseamnă un trafic mai lejer. Cum? Cu un A0 terminat. Mă interesează să putem să ducem la bun sfârșit pe acele radiale de care se tot un inel vorbește. De cale ferată? Un inel de cale ferată. Care toate aceste lucruri, știți? Inelul de cale ferată să fie al Bucureștiului sau să fie al căilor ferate? E prea puțin important din punctul meu de vedere, care să scoată mult din traficul acesta din București. Și să-i aducă în oraș pe cei care stau în suburbii. Exact. Și cum se întâmplă în toate capitalele dezvoltate și nu doar din Europa, din lumea aceasta. Dar n-ați văzut undeva ca metrou din Paris să fie la Ministerul Transporturilor din Paris? Nu. Este marea regie de transport a Parisului. În plus, nu este numai a Parisului, ci a întregii regiuni metropolitane. Exact. Cristian Popescu Piedone, vă încurcă, vă ajută, vă fură voturi. Cum îl vedeți pe candidatul Cristian Popescu? Eu l-am văzut ca un foarte bun primar la sectorul 5. Nu-l văd mai mult de atât. Vă încurcă pentru capitală? Nu, eu cred că încet, încet, și lucrul ăsta, uitați, că se întâmplă. Încet, încet, Cârstoiu Cătălin va arăta ceea ce e oferta electorală, va arăta că este singurul candidat care în acest moment oferă credibilitate. Pe cel în funcție l-am văzut. În afară de a se plânge non-stop, n-am văzut proiect, pardon, mare pentru București. Celelalte, eu cred că sunt aventuri. Singurul candidat solid, singurul candidat care poate să ducă înainte Bucureștiul e Cătălin Cârstoiu. Negociați cu Cristian Popescu Piedone să se retragă? Eu nu negociez nimic și nici colegii mei... PSD? Nu există așa ceva. Nu.
Ne oprim puțin pentru momentul de maxim al eclipsei de soare, eclipsă completă, totală de soare în America de Nord. Imaginile sunt în direct, sunt imagini NASA, le-ați văzut mai devreme. Este exact momentul în care soarele este acoperit complet de lună. Între soare și pământ este interpusă luna. Momentul de maxim a trecut, unda de lumină din stânga sus. Vedeți că este deja momentul în care vedem lumina solară? Nu, este în scădere. Deci este momentul în care este acoperit soarele complet. De spus că soarele este cam de 400 de ori mai mare decât luna, dar se află și la o distanță mai mare de pământ, de 400 de ori. E motivul pentru care în acest moment cei doi aștri par să fie egali ca dimensiuni. Între soare și pământ s-a interpus luna, e momentul de maxim, se vede natural acest fenomen extraordinar, astronomic extraordinar, din statele Americii de Nord, din sud, din Mexic, trecând prin Statele Unite și până în Canada, chiar până în Newfoundland se vede acest fenomen. Există, din calculele NASA, cam 31,5 milioane de oameni care pot să vadă cu ochiul liber această eclipsă totală de soare. Evident, ca de obicei, când apar astfel de fenomene extraordinare, există foarte multe superstiții, nici această eclipsă nu face excepții și, de asemenea, există și foarte mare interes din partea oamenilor de știință care cu această ocazie fac studii, cercetează inclusiv reacții animalelor, de exemplu, în grădinile zoologice din banda asta de maxim, repet, Mexic, Statele Unite și Canada. Specialiștii analizează reacția animalelor în momentul de maxim, când practic pe pământ pentru 4 minute și 9 secunde, atât durează maximul eclipsei, pe pământ se face întuneric, ca și cum ar fi noapte. Imediat vom vedea momentul în care într-o parte a cercului lunii va apărea lumina, lumina soarelui. Semn că și de data asta omenirea a scăpat de pericolul care, conform superstițiilor, ne-ar pândi odată cu dispariția cercului solar. Ne întoarcem la discuția cu Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor. Cristian Popescu Piedone, ne spuneți că este un primar bun pentru sectorul 5 și nimic mai mult. Dacă nu veți câștiga capitala, ce se va întâmpla? Nu Sorin există Grindeanu? Acest dacă. Am convingerea că vom câștiga capitala. După cum am convingerea că vom avea pe votul politic pe lista de europarlamentare peste 50%, după cum am convingerea că din 41 de consilii județene, toate consiliile județene, mai puțin cele unde există majoritate maghiară, unde e normal să fie UDMR-ul, vor fi PSD și PNL. Dacă asta dumneavoastră nu vă dă o imagine de câștigător de alegeri, nu știu ce ar putea face. Ele sunt la pachet cu și sau cu sau? De ce vă întreb asta? În legătură cu rezultatul europarlamentarilor s-au făcut multe pariuri, inclusiv lideri de-ai dumneavoastră din cele două partide au spus că în funcție de rezultatul de la europarlamentare se vor face planurile mai departe pentru prezidențiale. Dar n-am înțeles dacă în acest pachet intră și capitala sau nu. Spre exemplu, dacă luați peste 50% la europarlamentare, dar pierdeți Bucureștiul, mai faceți planuri să mergeți împreună mai departe? Bun, eu am spus mai devreme, eu am convingerea următoare, că vom lua peste 50%, chiar bine peste 50% la europarlamentare, că toate consiliile județene vor fi PSD și PNL, mai puțin Harghita, Covasna, cele pe care le știți, unde e normal să fie UDMR-ul, fiind o populație de etnie maghiară acolo și votând UDMR-ul. Ei au 4 în acest moment, Harghita, Covasna, Satu Mare și Mureș. Nu va exista un alt președinte de Consiliu Județean de altă culoare politică. De asemenea, în toate sectoarele din București vor fi câștigate de reprezentanții PSD sau PNL. Știți, eu am mai trăit și dumneavoastră, sunt convins. În 2012, acel val, și l-am trăit de pe partea valului, USL.
Nici atunci USL-ul, de exemplu, n-a câștigat Aradul, n-a câștigat Clujul, n-a câștigat Alba, ca să dau câteva exemple. Nici nu e normal. E o democrație. Eu nu spun aici, spun în general. E democrație. E bine să existe tot timpul și alți primari de alte culori politice. Eu v-am spus ceea ce cred. Și am convingerea aceasta că cel puțin ceea ce înseamnă consilii județene, primării de mari municipii, toate vor fi PSD-PNL. Alfred Simonis, candidatul Alianței pentru președinția Consiliului Județean Timiș, spune despre Alin Nica, de la PNL, acum de la Forța Dreptei, actualul președinte al Consiliului Județean Timiș, că i-a propus să treacă la PSD cu 16, 15, 17 primari. Alin Nica spune că nu e adevărat, că își pune semne de întrebare în legătură cu capacitatea de gândire a lui Alfred Simonis. Bun. Spuneți-ne dacă știți că a făcut această propunere Alin Nica? Sigur că eu cred pe Alfred Simonis. 1. 2. Sunteți apropiat de PSD Nu, Timiș? Sunt membru PSD în PSD Timiș. Știți dacă a fost făcută propunerea asta? Acum mai vreau să vă spun ceva. A fost făcută propunerea? Mi-a zis Alfred Simonis, acum, sigur că cel mai bine e să-l întrebați pe Simonis. Dar Simonis mi-a spus de această propunere pe care i-a făcut-o Alin Nica, dintr-o motivație foarte simplă. Alin Nica trăia cu impresia că domnul Simonis nu-și dorește să candideze la Consiliul Județean, având o funcție importantă în Parlamentul României, și anume președinte interimar la Camera Deputaților. Și Alin Nica, sperând că, sau în mintea sa, crezând probabil, că Simonis nu-și dorește ca președinte al PSD Timiș să candideze la președinția Consiliului Județean, probabil că asta a fost motivația din ceea ce am înțeles de la Simonis. Dar dumneavoastră spuneați că e la Forța Dreptei acum. Da. Dumneavoastră știți care e legea în România? El mai poate să fie președinte de Consiliul Județean în momentul. Își pierde mandatul, spuneți. Despre acest domn vorbim. Dar știți că anunțul a fost făcut public. Știu, împreună cu Ludovic Orban. Vorbim de acest domn. Da. Da? Sigur că mai vedeam anumite luări de poziție prin care... Adică ce spuneți? Că trebuia să mai aibă un pic de răbdare ca să intre în derogare? Nu, trebuia să plece din funcție. Pentru că a făcut anunțul acum. În acest moment. El trebuia să, dacă tot e la Forța Dreptei, în acest moment trebuia să plece din funcție. Asta e legea în România. 2. Ne spunea în urmă cu câteva zile cum pleacă zeci de primari liberali și că e o revoltă, o revoluție. Am văzut și la dumneavoastră și la toate. Ați auzit de vreun primar PNL care să-l urmeze? După ce a plecat la Forța Dreptei? 1. Ce înseamnă asta? Unul singur. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Înseamnă că lumea nu urmează aventuri. Înseamnă că în Timiș, iar ceea ce reprezintă Alin Nica și Dominic Friț în acest moment în Timiș și în Timișoara, e de fapt o aventură. Lumea în acest moment, și asta vă spun ca timișan, lumea în acest moment în Timiș și în Timișoara își dorește proiecte concrete, își dorește ca Timișoara, care a rămas în urmă față de alte orașe, din păcate, și o spun ca timișorean, să revină acolo unde era locul. Timișoara în acest moment are un primar care este rupt complet de ceea ce înseamnă marile proiecte pe care alte orașe au știut să și le promoveze. Vreți să vă dau un exemplu? În perioada în care chiar erau la guvernare domnii de la USR, faceți aminte că au fost vreun an de zile. Ministrul Transporturilor, cine era? Domnul Drulă, actualul președinte USR. Mai mult decât atât, domnul Drulă, i-aduc eu aminte că sigur a uitat, e deputat de Timiș. Domnul Drulă e deputat de Timiș din 2016. Nu cred că a fost de 3 ori în județul acela să se întâlnească cu iubitul electorat din județul Timiș. Dar asta este treaba dânsului. Ministrul Fondurilor Europene era USR. Domnul Ghinea. Primarul municipiului USR. Ce proiect major a promovat în PNRR domnul Friț? Unul singur, dați-mi un exemplu. Domnul Boc a știut să pună metrou. Vorbim de orașe de aceeași dimensiune. Orașe de aceeași dimensiune. Eu nu vreau să dau exemple de primar PSD. Domnul Bolojan, de asemenea, și-a promovat proiecte importante. Dați-mi un exemplu.
Așa venim și suntem tineri, frumoși, liberi, am înțeles. Da, tocmai de aia vă spuneam mai devreme că timișorenii s-au cam săturat de experiențe de tipul ăsta și își doresc proiecte concrete care înseamnă stadion pe care îl va livra și o să vedeți că în două săptămâni se va aprobă în ședința de guvern indicatorii tehnico-economici și vom avea stadion la Timișoara. Centura se va finaliza și știți foarte bine că merg din două în două săptămâni. Centura sudică va fi finalizată undeva în luna iunie, final de luna iunie, ceea ce e mare lucru pentru că lucrurile erau brocate atunci când am venit la minister. Centura de vest, de asemenea, e lansată în licitație. Sunt proiecte pe care Timișoara, de care Timișoara are nevoie, de povești și de lucruri care dau frumos pe sticlă, suntem sătui. Eu, ca timișorean, dincolo de politică, sunt sătul. Eu vreau ca orașul meu să meargă înainte. Și nu merge înainte în ritmul ăsta. Chiar nu merge înainte. Candidat comun la prezidențiale sau candidat PSD și PNL? Eu aici un pic difer de ce am văzut că un coleg de-a meu spunea în urmă cu o zi sau două. Eu cred că, în primul rând, trebuie să vedem ce se întâmplă 9 iunie, dacă ceea ce spuneam eu mai devreme, și anume că vom lua peste 50%, adică românii validează această alianță. Validează pentru, ar valida pentru europarlamentar. Corect, dar e un pas important, adică e un pas de care e absolut necesar să ținem și obligatoriu să ținem cont, a merge înainte. Dar eu totuși cred că niciunul din e părerea mea în acest moment, că niciunul dintre cele două partide nu își poate permite să n-aibă candidat cel puțin în primul tur. Dar e părerea mea personală. Să credeți că ar fi bine să aveți candidat PSD-1 da. Pe al lui și PNL pe al lui. Da, dar dumneavoastră la PSD e clar, va fi Marcel Ciolacu. Președintele partidului în general la... Nu e nicio altă variantă. La Partidul Dar Social Democrat. Dar își dorește Marcel Ciolacu să fie candidat la președinție? E cel mai bun în acest moment din Partidul Social Democrat și ar fi un președinte foarte bun. Iar după 20 de ani de președinți de dreapta, cred că e timpul să avem și președinți de stânga. Asta le spuneți alegătorilor? Eu cred că asta trebuie să... Totuși, 20 de ani de când am înțeles acele discursuri în 2004, nu trebuie să vină Adrian Năstase, că toată puterea la PSD și trebuie să vină Băsescu. Am văzut 10 ani. Cu tot respectul. Și rare ori m-ați auzit vorbind fără respect vis-a-vis de președinți că sunt actuali sau foști ai României. Nu cred că a fost o perioadă tocmai fericită această decadă. De asemenea, cred că se putea mult mai bine face lucrurile și în această decadă din 2000, în acest deceniu din 2014 până în 2024. Sunt 20 de ani în care același discurs a fost de fiecare dată. Sigur, punctele cheie au fost în 2004 Băsescu versus Adrian Năstase, 2009 de asemenea. Aduceți aminte o bătălie așa, sub 1% între Băsescu și Mircea Geoană. Și 2014, Klaus Iohannis versus Victor Ponta. Ar fi fost mai bine Victor Ponta? Mai bun pentru România? Din multe puncte de vedere, da. Din multe puncte de vedere. Dați-ne două, trei. Ar fi fost mult mai dinamice lucrurile în România, în mod sigur. Venea cu o experiență de prim-ministru. Să știți că în momentul în care vii din postura de prim-ministru, ai mult mai multe lucruri pe care le cunoști, pentru că viața de zi cu zi, până la urmă, a românilor e legată de tine, în primul rând, nu de președintele țării. Tu ești cel pe partea executivă care trebuie să rezolvi lucruri. Pensii, salarii, autostrăzi, spitale și așa mai departe. Mai dinamic, perspectivă guvernamentală și, al treilea, a tu, a lui Ponta în fața lui Klaus Iohannis? Pot să vă spun niște lucruri care sunt pe invers, dacă vreți. Vă rog. Cu minus. Nu cred că l-a avantajat niciodată pe Victor o anumită repezială. Anumite concluzii pe care, din dorința de a fi o vedetă în presă, a ținut să le spună, să le facă, chiar dacă nu erau corecte. Ca să fii președinte, trebuie să fii mai așezat.
să judeci înainte de a emite anumite... Motivul pentru care nu ar fi fost mai bun Ponta decât Iohannis. Exact asta am spus. Despre Iohannis, ce nemulțumire aveți în legătură cu președintele Klaus Iohannis? Este cel care a făcut posibilă alianța dintre PSD și PNL? Nu. Nu el a făcut-o posibilă? Situația în sine și a contribuit, da. Vă rog să... Dacă nu era Klaus Iohannis, ar mai fi existat această coaliție? Nu, eu cred că lucrurile trebuie privite un pic mai larg. Și am să mă explic. Cred că situația din 2021 cu tot ceea ce însemna perioada post-pandemie, cu o guvernare de aproape un an de zile PNL-USR, nu? Și UDMR, în care de dimineața până seara vedeam miniștrii între ei cum se urmăresc unul pe altul, și aduceți-vă aminte, ceea ce n-ați văzut, cu toate debate-urile din acești 2 ani și jumătate dintre PSD și PNL, n-ați văzut în echipele guvernamentale, fie că vorbim ale guvernului Ciucă sau ale celui actual, lucrurile pe care le-ați văzut atunci. Situația în sine a dus la ruperea acelei majorități. Nu există altă soluție. Ce putea să facă? Nu era Iohannis, era Băsescu. Ce făcea Băsescu? Majoritatea, puteau să facă cu AUR. Succes. Eu cred că vorbim de soluții care stau în picioare, iar varianta s-a dovedit una corectă, pentru că imediat a început și conflictul din Ucraina, la început de 2022, România a avut nevoie și a apreciat în acest moment, domnule Prăliceanu, și știți foarte bine că a oferit stabilitate într-o zonă adiacentă conflictului din Ucraina. Iar această stabilitate e apreciată atât la Bruxelles, cât și peste ocean la partenerul nostru strategic. E un lucru pe care noi poate evităm să-l spunem, dar la fiecare întâlnire pe care eu am avut-o sau colegii mei sau primul ministru, acest lucru e subliniat de toți oficialii și de toți partenerii noștri. Această stabilitate cu bunele și cu relele ei, sau această majoritate, ca să fiu mai corect, această majoritate cu bune și cu relele ei a oferit într-o perioadă nu simplă acest guvern, această majoritate care, eu sunt convins că va merge mai departe după alegerile din această toamnă, alegerile parlamentare, pentru că România în continuare are nevoie de dezvoltare și de stabilitate, fie că vorbim de nivelul local, și aminteam mai devreme de Timișoara, fie că vorbim de nivel național. Un accident la metrou cu efecte deloc dezastruoase, asta ca să folosesc așa o logică inversă, un accident care de fapt nu s-a soldat nici măcar cu pagube materiale, dar care a demonstrat multe nereguli, condițiile în care știam că metroul bucureștean are sisteme de siguranță, că totul funcționează automat, că nu se pot întâmpla astfel de grozăvii, ei bine, s-a întâmplat la timpuri noi. Raportul a fost făcut, l-ați primit, spuneți-ne care sunt concluziile. Vă întreb și pentru eroare umană. Eroare umană. A fost vorba de o persoană sau despre mai multe? Din ce mi-aduc aminte, raportul în primul rând merge la director, la cine conduce, manager, doamna Miclăuș, pentru că despre dânsa e vorba, o doamnă selectată pe 109, în paranteză fie spus, adică pe acea ordonanță corporativă, cum ne cere Uniunea Europeană. Nu e bine? Ba da, e foarte bine, foarte bine, și încurajez acest lucru. E o eroare umană. Eu aș vrea să vă mai spun ceva. Știți, am văzut și în aceste zile, chiar astăzi, am văzut o anumită bucurie legată, bucurie în ghilimele, răutate pot să o privesc sau să o numesc. Ministerul Transporturilor, prin ARF, a pierdut o licitație. 62 de trenuri. Haideți să vă spun ceva. La metrou, în acest moment, trebuie să se livreze de asemenea garnituri noi, de același producător. Cel care a contestat. Cel care a contestat. Care a câștigat. Știți câte sunt penalitățile? Contestația. Știți cât sunt penalitățile, fiindcă nu livrează? Astăzi, când vorbim. Și pe care fiindcă nu livrează. 22 de milioane de euro. Și de ce nu le livrează? Că vin de departe, vin din Brazilia. Da. O să înceapă și să vină. Și plătește 22 de milioane de euro. Păi contractul eu n-am de gând să... Știți cât sunt penalitățile la CFR? Pentru că și acolo trebuiau să livreze, de asemenea, pe alt contract,
același producător, 80 de milioane de lei de această dată. Vorbim acum despre cele 37 care încă sunt în teste. Exact. Domnul Prelipceanu, eu am înțeles că facem lucruri... Dar stați puțin, că a spus multe lucruri, dați-ne concluzia că după aia trebuie să le luăm pe rând. Da. Și cu pierderea celor 62 și cu întârzierea celor 37. Nu e neapărat pierdere. Haideți să ne înțelegem. În acest moment, CNS, sau Curtea de Apel, ca să fiu mai exact, a acceptat contestația. Haideți să vedem, soluția. Eu sunt convins că va exista o reevaluare. ARF-ul, Autoritatea Feroviară Română, va face decât să respecte deciziile instanței. Nu există niciun fel de dubiu aici. Mine mă interesează, dincolo de aceste lucruri, să-mi fie livrate totuși trenul noi, că așa stau doar prin CNSC-uri și curs de apel, dar eu când am cât un contract în funcție, cum e cel de care aminteam mai devreme, nu livrez terenuri. Ba mai am, mai mult decât atât, am penalități de 80 de milioane de lei la CFR și de 20 și ceva de milioane de euro la metrou. Dar fac contestații. Asta nu înseamnă că nu-i dreptul lor să facă contestații și nu vreau să fiu înțeles greșit. Dar nu mai bine ne începem să livrăm ceea ce aveam prin contracte? Deja până acum? Cele 37. Da? Care nu vin? De aici e revolta mea. Metroul nu, metrourile. Nu că nu vin, întârzie. Tot primim explicații că războiul din Ucraina, că s-au schimbat, și adevărat, eu nu contest lucrurile acestea, că s-au schimbat liniile de aprovizionare, că parte din materiile prime veneau dinspre Ucraina, unele chiar din Rusia înainte de război. Credeți că o fac intenționat? Nu știu, eu mi-aș dori totuși la câtă comandă există în acest moment și la câți bani sunt în acest moment prin PNRR, prin Program Operațional de Transporturi, ca acești producători, că nu vreau să dau nume, să treacă România ca prioritate. Că altfel există și partea cealaltă în care, domnule, am înțeles, ai întârziat o lună, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, reziliezi contractul, nu, ai trecut pe blacklist și nu mai livrezi vreodată în România mulți ani de acum încolo. Și nu vor putea nici participa la alte licitații? Și la alte licitații. Eu nu-mi doresc aceste lucruri. Și niciodată n-am fost adeptul unor soluții de acest tip. Pentru că asta înseamnă reluări a licitațiilor și așa mai departe. Oamenii se întreabă, ok, ne-ați spus că vom avea trenuri noi, le vom avea la sfârșitul anului. Nu au venit la sfârșitul anului. Deci, sunt în continuare la Făurei, le încearcă, circulă prin țară. Le vom avea la toamnă. Le vom avea la toamnă? Spuneți că nu le livrează. Păi, eu mai mult decât în acest moment pot să vă spun că îmi doresc să respecte contractul. Nu-l respectă, plătesc, domnule Prelipceanu. Plătesc. Că altă pârghie nu am. Sau mai am una și mai abruptă, reziliem contractul și o luăm de la capăt cu alții. Dar înseamnă niște ani pierduți. De fiecare dată încerc să găsesc soluții care să-mi ducă înainte și să ajungem la finalizarea acelui proiect. Sper că înțeleg și folosesc acest prilej, sper că înțeleg și aceste mari companii că perioada romantică în România, aia în care veneau companii din astea care făceau autostrăzi prin 2000 și ceva, veneau să facă autostrăzi prin România și veneau cu vreo 100 de ingineri, dar totodată am mai dat exemplul ăsta și îl mai dau de fiecare dată. Cu 100 de ingineri veneau și cu 100 de avocați și înainte de a se apuca să construiască autostrăzi, câștigau claim-uri prin instanță. Poate ar trebui să vă luați și dumneavoastră niște avocați care să facă niște licitații care să nu poată fi contestate, care să facă niște contracte care să-i ardă și să vină cu trenurile. Deci în acest moment toate aceste lucruri înseamnă bani și înseamnă bani mulți. Și v-am dat exemplu. În fiecare zi, de exemplu, pe CFR, fiecare zi de întârziere, din octombrie, noiembrie, dacă nu mă înșel, a început să curgă, înseamnă 600.000 de lei pe zi. Pauză și ne întoarcem, rămâneți cu noi. Volan, sâmbătă de la 12:30. Program susținut de MOL România. Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor. Domnule ministru, Asociația Pro Infrastructura spune că
nu mai intră în PNRR bucata aia din A1 care rămăsese între Marginea și Holdea, 9 km, cea cu tuneluri, pentru că nici măcar unele dintre tuneluri nu au început să fie desenate, dar mite executate. Și din estimările asociației ar fi vorba despre dare în funcțiune poate în 2027. Deci ar fi ratat 2026, deci ar fi ratat PNRR-ul. Care e situația? Domnule Prăliceanu, asta sunteți probabil cel mai serios post de televiziune din România. Eu aș vrea să vă uitați ce declara această asociație în urmă cu 2 ani. Când eram eu la început de mandat, adică la început de 2022. Cum că nu reușim să semnăm contractele pe A7. Deci un dezastru, o apocalipsă era. N-ați văzut vreun membru fondator care a fost ministru al transporturilor și a fost membru fondator, sau nu știți, la Asociația Pro Infrastructura? Dacă nu știți, vi-l spun eu, Cătălin Drulă. 2. Eu m-am tăsăturat să răspund la acești domni care, și vă rog să verificați, și dacă n-am dreptate, o să-mi cer scuze public. Am văzut că s-o cărat cu avionul pe deasupra autostrăzii A7 să filmeze. Da? Asta înseamnă niște costuri. Eu îi provoc public să vină și să spună... Era avion sau era dronă? Nu, au fost cu avionul. Ceea ce a fost acolo a fost cu avion deasupra lui și toate aceste costuri. Eu îi provoc public să vină și să spună dacă la Asociația Pro Infrastructura în ultimii 3-4 ani s-au primit bani de la companii care fac autostrăzi în România sau de la companii care sunt asociate. Știți ce se fi întâmplat asta? Eu știu că da. Spuneți-ne. Păi... Nu, eu în acest moment... Păi dați-ne numele companiilor. Eu nu vă dau numele companiei, că nu-i treaba mea. Eu vă spun companie doar că sunt... Companie sau companii? Companiilor. Eu doar vă spun că sunt companii care, în acest moment, dezvoltă proiecte de infrastructură. În trecut, când era domnul Drulă, ministru, dezvoltau proiecte de infrastructură în România și care contribuie la bunăstarea acestei asociații. Ceea ce nu este... ilegal, să fiu bineînțeles. Ceea ce nu este ilegal. Eu am spus că e ilegal acest lucru. Eu am spus că probabil că se uită mai atent la unii decât la alții. Dar trecând la cazul concret, că până la urmă despre useriștii ăștia, eu am văzut cât au fost la guvernare, cât au fost la guvernare, n-au fost în stare. Sunt singurul ministru din 2007 până acum. Din 2007, de când am intrat în Uniunea Europeană. Nu, doi, îmi cer scuze. Dar unul dintre ei e Cătălin Drulă, care n-a fost în stare să dea nici măcar un kilometru de autostradă și drum expres în execuție, în circulație. Din 2007 până acum. E singurul. Ei, revenind. Care e celălalt? Dacă nu mă înșel, Șova. Fost, îl știți. Da? Fost coleg de-al dumneavoastră. Da. Numai că alături de celebru Drulă, care mare fondator la această asociație. Dar pe mine mă interesează mai puțin acest lucru, hai să vorbim de Marginea Holdea. A1 despre Marginea Holdea. Marginea Holdea. Vă spun următorul lucru. Când am venit în funcție, acest proiect era blocat. Celebre pasaje pentru urși, unde... Eu vin din Banat, domnule Prălipceanu. Nu există urși în zona aia. Au cărat tot useriștii urși prin păduri să-mi arate că există. Nu există. Da, asta e o altă acuzație. Adică au făcut-o din atis. Am văzut poze acum vreo 6 luni când am spus că facem pasaj pentru urși care nu există în acea zonă. Că nu există. Da? Și mi-au arătat niște domni tot de la USR niște filmări, dar erau din Banatul de Sud. Adică din Caraș, acele filmări cu urșii respectivi. Altă problemă, nu contează. Nu mai dăm timp înapoi, trebuie să construim acele pasaje. S-a făcut această licitație și a câștigat-o o companie românească, un constructor foarte bun. Și știți că are cel care lucrează și pe A7 și care va termina înainte de termen, cum ne-a obișnuit aproape toate tronsoanele. Dar aici?
Sunt tuneluri în execuție? Nu. Bineînțeles, dar este o lucrare de aproximativ 10 km pe care această companie o va termina și se va înscrie în termen. Săptămâna viitoare intră în șantier. Adică... Au fost chestiuni de mediu, au fost chestiuni care țin de autorizații de mediu și de toate lucrurile pe care le cunoaște și peste care nu putem trece. Din discuțiile pe care le-am avut, inclusiv cu constructorul, săptămâna viitoare toate aceste lucruri sunt depășite și se intră la execuția acelor kilometri. Să știți că pentru forța acestei companii, 2 kilometri, pentru că nu sunt 10 kilometri de tunel, domnule Preluceanu, sunt 2 kilometri. Porțiunea are 9 kilometri și din cauza acestor 9 kilometri nu poți să mergi pe autostradă de la Sibiu. Mie îmi spuneți, eu merg la Timișoara cu mașina, deseori. Știu foarte bine. Doar că vă spun o realitate de unde am luat acest proiect, blocat total de onor domnii dinainte, care nu au fost în stare să facă nici măcar un kilometru de autostradă, dar știu să țipe. Am înțeles, domnule ministru. Deci vreau să spuneți că șantierul începe săptămâna viitoare. Toate... Nu s-a defrișat. Nu. În acest moment există lucrări de pregătire de șantier. Acele lucruri s-au făcut. Va fi dat în folosință în 2026? Evident, fără dubii. Și ca să intre în PNRR? Fără dubii. Repet, nu vă luați după domnii ăștia, că ăștia în urmă cu 2 ani îmi spuneau cum nu reușim să facem A7 și să semnăm contractele pe A7, domnii de la Proinfrastructura. Eu vă spun, cu procent de 100%, că toți banii pe infrastructură, pe zona rutieră, vor fi trași, fără dubii, din PNRR. Podul de la Brăila a fost dat în folosință? Așa. Nu, a fost dat în folosință. A fost recepționat? Nu. Pentru că avem în continuare niște neconformități pe care constructorul trebuie să le îndepărteze, să le rezolve. Acum, rapid, status și care sunt termenele pentru A0? Există o porțiune vă la dau care o știre doar ne uităm? Da, vă dau o știre pe A0 Sud, o știre, eu zic în premieră, exact peste o săptămână, se vor da în circulație încă 13 km. De autostradă pe A0 Sud, urmând ca undeva în iunie să dăm diferența de 10 km să se facă legătura de la DN4, unde se va ajunge săptămâna viitoare, până în autostrada A2. Înțeleg că la nodul A0 A2 încă mai e foarte mult de lucru. Da, dar în iunie se va termina. Care nu sunt mulțumiți de statusul de acolo? Da, dar în iunie, undeva în luna iunie, asta vă spuneam, că acești 10 km vor fi recepționați și ei și partea de 17 km, lotul 3, adică de la A1, undeva în această toamnă, în septembrie. Ne spuneați că pe A7, la sfârșitul anului, vom merge între Focșani și Buzău. Da, dar de și la... pe cele două loturi de la Ploiești spre Buzău. De două din trei. De la Ploiești la Buzău, tot da. La sfârșitul anului ăsta? Bineînțeles. Deci de la două Ploiești până la Focșani? De la Ploiești până la Focșani cu o bucată lipsă, ultimul lot, lotul 3, de la Ploiești la Buzău. De ce? Este o explicație și aici. Pentru că abia în urmă cu câteva luni am reușit să semnăm contractul. De ce? Pe o soluție pe care noi am dat-o acum 2 ani, niște domni de la CNSC au tot învârtit-o, apropo de ce vorbeam cu trenurile mai devreme, ca după un an și jumătate să dea aceeași soluție pe care am dat-o noi acum 2 ani. Cine răspunde de un an și jumătate întârziere când eu puteam la sfârșitul acestui an să am și acest tronson gata? Și să se circule exact cum spunea dumneavoastră, de la Ploiești până la Focșani, fără această pauză de 14 km, dacă nu mă înșel. Răspund domnii aceștia și doamnele de la CNSC că au învârtit-o un an și jumătate, dând într-un final aceeași soluție pe care noi am dat-o în urmă cu 2 ani? Nu răspund, că ei sunt deasupra legii, scuzați-mă, dar n-am cum să nu mă enervez. O evaluare, mai avem puține minute la dispoziție și e foarte important, o evaluare, un scenariu făcut de un centru think tank care este condus de celebrul general Ben Hodges, telespectatorii noștri l-au văzut de mai multe ori la Digi24, spune că România este expusă într-o porțiune din estul teritoriului, printr-o zonă cunoscută și din istorie numită Poarta Focșani. Așa. Și că pentru ca aliații să ne vină în ajutor în cazul unui atac al Rusiei în această zonă, stăm foarte prost pentru că nu avem infrastructură și nu avem comunicații. Asta spune evaluarea, aliații NATO ar veni greu.
să ne sară în ajutor, dacă noi deschiși fiind în această zonă, i-am lăsat pe ruși să ajungă la București în 24 de ore. Încă o dată pentru telespectatori, este un scenariu. Acum, în dreptul dumneavoastră stau lipsa comunicații proaste, lipsa infrastructură. Nu trebuie să vină domnul general să ne spună că în partea de est a României nu avem infrastructură. Tocmai de aceea, prin PNRR și pe programul operațional de transporturi, și dacă vă uitați la marile proiecte gestionate de Ministerul Transporturilor, în acest moment o proporție covârșitoare dintre ele se adresează acestei părți de est, Moldovei, de pe teritoriul României. De ce? Pentru că există acest dezechilibru evident. Tot ceea ce vorbeam noi mai devreme, această autostradă A7, nu se termină la Pașcani. A7 ar fi... ca o coloană vertebrală, care ar trebui să meargă până la Siret. Noi avem nevoie de niște artere est-vest. A8, de asemenea, este parte din licitație. Autostrada Nordului, da, astea ar fi este parte din loturi au fost adjudecate, altele vor fi în perioada imediat. Nu e adevărat. Au fost adjudecate. Sunt în faza de construcție. Loturile, capetele din A8 sunt din PNRR, au fost semnate contractele. În urmă cu o săptămână, cred că a fost scos și un alt lot în perioada imediat, tot din A8. Noi trebuie să ne ducem cu această autostradă până la Ungheni și ne vom duce. Autostrada Nordului, dar la fel de important este și A13 Bacău-Brașov, care într-un final cred că este pe drumul cel bun și vom reuși să facem un pas important pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Nu doar pe zona rutieră se investește mult, ci și pe zona feroviară în partea de Moldova. Tot est-vest, dar și magistrala 500, să știți că trebuie să fie modernizată. Asta este un fel de magistrala PCFR omologă al A7, care parte din ea este prinsă în programul operațional de transporturi și are finanțare. De asta vă spuneam că în acest moment mare parte din proiectele de infrastructură ale României se adresează în acea zonă, în zona Moldovei. De ce? Pentru că nu există astăzi când vorbim. Mulțumesc, Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor în studioul Digi24. Pauză și când ne întoarcem vorbim despre acest scenariu care dă frisoane și care a fost comentat chiar de Mircea Gioană, secretarul general adjunct NATO la Digi24. Ne întoarcem, rămâneți cu noi. Căutați o modalitate de a vă dezvolta afacerea? Începeți să acceptați plăți cu cardul astăzi. MyPOS vă oferă un terminal POS mobil la 189 de lei, fără TVA, sim date inclus, fără taxe lunare, fără contract obligatoriu. Comandă pe mypos.com folosind codul MyPOS TV sau sunați la 037-455-1455. Dă volumul la maxim și bucură-te de Fruity Fresh! Savurează dansul aromelor pe gustul tău! Simte ritmul fresh al muzicii și descoperă cele mai tari combinații fructate ce îți vor încânta simțurile. Fruity Fresh. Sună bine! Nu-ți place să faci curățenie, dar aspiratoarele Philips adoră asta. Ne place să facem curățenie chiar mai mult decât îi place câinelui tău canapeaua. Aspiratoarele fără fir Philips cu tehnologia Power Cycle aspiră rapid și eficient mai mult praf, murdărie și pete. Ție îți place curățenia, nouă ne place să ți-o oferim. Philips. Ne plac chiar și lichidele și murdăria umedă, dar doar cu Philips Aquatrio. Cel mai bun spital este aproape de casă. Compania Națională de Investiții derulează peste 70 de proiecte în domeniul sanitar. Au loc reparații capitale la spitale, modernizări, consolidări și dotări cu echipamente în toate județele României. La Segarcea, o clădire de patrimoniu și-a recăpătat strălucirea și destinația. Ambulatoriu al Spitalului Orășenesc. CNI sprijină actul medical de calitate în toate colțurile țării. Proiectele CNI sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Protejează împotriva furicilor, căpușelor și reduce riscul leșmaniozei timp de până la 8 luni. Foresto, gata de aventură. Iar mă duce gândul la ieșire la munte. În fine, uite că e gata și curățenia. Cureți rapid fără să te gândești la curățenie când știi că noul Rivex protejează lemnul cu ingrediente de origine naturală. Rivex. Faci curat automat. Pregătește-te pentru momente fantastic de savuroase cu Deluxe.
La Lidl ai Parmigiano Reggiano DOP la 24,99 lei și creme brulee la 11,99 lei. Momente fantastice de primăvară. Lidl, partener oficial al primăverii. Ce s-a întâmplat cu gagica aia cool? Pardon, marfă. Aia care avea Walkman-ul ăla șmecher. A devenit maică-ta. Ai mâncat și tu ceva? Hai că tocul ai rămas. Pardon, marfă. Mini prăjitura casei de la Alta. Ia ce-i mai cool de acasă. Doamne, domn și domnișoare! Nu uitați la hidratare! Biborțeni, forțe sau plată! Cum vă place? Pentru revigorarea trupului și a spiritului! Pură, naturală, vie! Natură, prăvălie! Biborțeni, apă de viață bună de la 1871. Divizia aeroportată a adus în România și celebrele elicoptere Black Hawk. Este un loc absolut uriaș, este greu de descris în cuvinte. Fuga soldaților ruși a iritat profund Moscova. Sunt Ana și gătesc pui cu noul multicooker Tefal cu formii Touch. Ecranul intuitiv mă ghidează să aleg rețeta perfectă. În mai puțin de 10 minute gătesc pui cu nucă de cocos. Tefal Cook for Me Touch revoluționează gătitul rapid. Întâmpină Paștele la Profi. Acum ai salam Caroli presat 350 de grame la doar 10,99 lei. Profi, zilnic prețuri mici. Pasajul Europa Unită. Patru benzi de circulație pentru ca oamenii din cele patru zări ale Bucureștiului să ajungă mai ușor la școlile copiilor și la locurile lor de muncă. Pasajul Europa Unită. Un reper arhitectonic european. Pasajul Europa Unită din sectorul 4. O punte către Europa de mâine. Îmi trebuie, îmi iau, am nevoie, nu stau. Dacă-mi place mie, e wow. Îmi trebuie, îmi iau, îmi trebuie, îmi iau, am nevoie, nu stau. Dacă-mi place mie. Ia-ți creditul Expreso BRD 100% online în doar 20 de minute. BRD, tu ești viitorul. De 22 de ani ne-am angajat să producem energie verde din surse nepoluante pe care o livrăm companiilor mari. Alege și tu energia succesului. Suntem furnizori de energie electrică și gaze naturale pentru cele mai mari companii românești, un integrator de servicii moderne de utilități. Aici, în România, sau în alte 6 piețe europene, Tinmar Energy, ai toată energia noastră. Dacă așa creăm noi detaliile, imaginează-ți cum este să conduci această mașină. Mazda 3. Crafted in Japan. Fie că previi ca dacă sau tratezi ca parcă la diaree, pe Enterol poți să te bazezi. Se ia odată cu antibioticul. Enterol pentru fiecare rol. Facturile te iau prin surprindere. Din fericire, unele surprize pot fi plăcute și nu trebuie să cauți prea mult. Vino la Digi și găsești cea mai tare combinație. Portează-te cu mai multe numere și ai reducere din ce în ce mai mare. Poți plăti chiar până la 1,5 euro pe lună timp de 8 luni. Tu câte numere aduci la Digi? Ai grijă de pielea sensibilă a bebelușului tău. Dă fuga la Catena. Bepanten unguent, 100 de grame, costă doar 38 de lei și 90 de bănuți. Oferă-i bebelușului tău cel mai bun scutec Pampers. La Catena, Pampers numărul 1 Premium Care costă doar 26 de lei și 90 de bănuți. Prețuri mici, reduceri mari. Bepanten este un produs cosmetic. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
Dacă ar ataca România, armata rusă ar ajunge la București în 24 de ore. Este vorba despre un scenariu care mai spune că vulnerabilitatea NATO pe flancul de est, aici, în zona României, este poarta Focșani, o porțiune care se află între Dunăre și Siret. Este punctul critic al apărării NATO în zona noastră, poarta Focșani, o zonă istorică, veți vedea imediat comentariile lui Mircea Joană, are o adâncime de 60 de kilometri și o lungime de 85 de kilometri. Din punct de vedere natural, este o vulnerabilitate a apărării României. Această evaluare, acest scenariu, aparține unui think tank care este condus de generalul Ben Hodges. Dar trebuie să spunem că acest scenariu a fost publicat într-un studiu din anul 2021, deci înaintea începerii războiului din Ucraina. De ce e important, vă vom explica imediat. Și mai interesant este că acest scenariu vechi din 2021 a fost preluat de o publicație italiană numită Il Messaggero. Nu este una dintre gazetele mari ale Italiei. Și mai arată studiul că think tank-ul lui Ben Hodges folosește, are la bază acestui scenariu, un mai vechi studiu al Academiei Forțelor Terestre de la Sibiu, un studiu din anul 2019. Adaugă scenariul faptul că intervenția NATO ar fi dificilă, adică aliații ar veni greu către zona afectată de armata rusă, pentru că România nu are infrastructură și are comunicații proaste. Ar fi vorba între 60.000 și 100.000 de soldați și 12.000 de tone de muniție. Ar trebui transportați soldații și muniția rapid în această zonă și ar dura destul de mult. Ar fi vorba despre zile. Imediat veți vedea ce spune numărul 2 NATO, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, despre acest scenariu. În studio, Sabin Orcan, directorul Newsweek România. Bună seara! Bună seara! Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Vladimir Ionaș, sociolog. Bună seara, Vladimir Ionaș. Și ni se alătură și Georgescu Taru, este directorul New Strategy Center și fost consilier prezidențial. Bună seara, Georgescu Taru. Vă salut, bună seara. Comentăm imediat un scenariu vechi, vă spuneam, din 2021, de dinaintea invadării Ucrainei. Scos acum de la naftalină, de ce, de Il Messaggero, este o întrebare, dar este oricum un scenariu despre care se vorbește foarte mult. Se vorbește foarte mult în ultimele zile, dar este un scenariu, domnule ministru, despre care se vorbea și înainte. Pentru că sunt moldoveni care consideră că partea aceea de țară ar fi lăsată descoperită. Și vine ca mânușă acest scenariu. Se vorbește de vreo 70 de ani. Ba chiar 80, din 1944, când pe această linie Focșani-Mămăloasa-Galați, deci oarecum între, imaginați-vă, între Carpați și Dunăre, Ion Antonescu, mareșal aliat al lui Hitler în acel moment, dorea să reziste înaintării trupelor rusești. Este drumul clasic dinspre nord-est pentru cine vrea să